Da, ne-am reîntors, mai sunt câteva lucruri de discutat. Sunt și vești bune, zăpadă multă, ninsoare, viscol, au fost drumuri închise, suntem, spuneam, sub incidența codului galben. La Suceava se pare că lucrurile sunt în regulă și asta doar pentru că n-a fost viscol, este în continuare ger. N-am mai avut parte de viscol, la fel problema cu circulația, cu drumurile închise, probleme nu au fost în această zonă. În țară însă lucrurile s-au întâmplat, există drumuri închise, dar există și vești bune. Dacă ar fi să cităm pe cei, pe colegii de la Kamikaze, care mai fac și ei câte o aroganță așa, pe aici, pe acolo, există și vești bune de la guvern în ceea ce privește dezăpezirea. Pe autostrăzile neconstruite nu sunt probleme cu zăpada și, evident, nu sunt probleme de trafic. E vorba de autostrăzile neconstruite. Oricum, firmele de zăpezire s-au pregătit. S-au mobilizat. Da, și-au încasat sumele necesare de zăpezire. Deci, ca să fie... Clar. Aici nu avem niciun fel de sigur că da. De dubiu. Niciun fel de dubiu. Copiii, spre exemplu, am văzut copiii din Groenlanda, o așteaptă pe șodoresc pe firea primar, pentru că doar așa acolo s-ar putea închide școlile. Așa e o vacanță, nu? La dezăpezire a ajutat, se pare, foarte mult și Adrian Mutu, și asta pentru că, motivat de praful alb, a spus: am curățat, am tras tot ce se putea trage, evident, cu nasul sau, mă rog, pe nas, și a făcut lucrurile deja posibile. Sunt câteva lucruri interesante, așa, dacă te uiți așa un picuț, Cicănești, dacă dezăpezea Groenlanda, nu făcea firma lui Pandele atâția bani. O răutate, evident, pentru că nu se pune problema. Cum să adică să dezăpezească Groenlanda? Chiar mă și întrebam dacă ar fi să avem zăpezile pe care le au alte țări nordice, evident, ce-ar fi însemnat pentru noi? Probabil că am fi turnat asfalt și am fi asfaltat și am fi făcut drumuri în fiecare primăvară, pentru că în fiecare primăvară, după trecerea iernii, indiferent de drum, de fiecare dată primăvara, atunci când pleacă zăpada, avem probleme. Craterele și nu-i de la Fuji, nu. Deci nu sunt cratere, nu-i Etna, sunt pur și simplu cratere apărute în asfalt, așa de nicăieri, cratere care te fac, evident, să fii foarte, foarte larg la gesturi, la gură, atunci când e vorba să mulțumești din inimă celor care administrează drumurile și, evident, partidelor care au făcut acest lucru posibil. Dragnea este foarte supărat, dragii mei, foarte, foarte supărat. De ce? Pe cei de la Eurovision, pentru că și-au permis aroganța și niciun concurent de la Videle n-a trecut mai departe. Avem premier de la Videle, avem ministrul de interne, avem în Teleorman, îl avem pe domnia sa, care este, și n-avem niciun fel de reprezentant. Și câștigătorul Eurovisionului n-a promis că schimbă domiciliul la Videle? Probabil își va schimba domiciliul ca să mulțumească și să nu mai fie omul supărat, pentru că nu se poate. Dar ar fi păcat să fie domnul Dragnea supărat acum, cu o lună înainte de ispășirea pedepsei. Știți că dumnealui și ispășește pedepsa de 2 ani cu suspendare în aprilie. Da, e până atunci. Și ar fi păcat să, la bucurie, să aibă asemenea supărări. Ce referească Dumnezeu. Așa, am înțeles că mai are și o perioadă așa de, cum se numește, postoperatorie? Da. Postoperatorie, da. De verificare, de așa, în care de supraveghere, în care este supravegheat, dacă na, face vreun lucru rău. Ferească să nu face lucruri bune, adică ce rău poate face? Mai mult decât că a schimbat-o o schimbă pe Chiove și desfințează eventual DNA-ul, dă de pământ, a pensionat toate judecătoarele care erau în dosar, ce poate să facă? Eventual să trimită la canal polițistul care l-a însoțit. El e ca hemoroizii, știi? El nu face rău, el face bine, nu e. Dragnea, tot vestea bună este că a închis justiția din cauza ninsorii și tot din zona mai închidem câte ceva, toate trenurile au fost, nu mai există trenuri care să trebuiască anulate în România, doar pentru că au fost deja anulate toate. Adică nu mai aveau ce anula și dacă nu aveau, cam despre asta discutăm. Dragii mei, astea sunt, că suntem de râs, că nu, că râdem, ca să zic așa, unii de ceilalți sau ne râdem unii către ceilalți,
Asta e situația în care ne-au adus, din păcate, guvernanții. Și ăștia suntem noi. Ne place sau nu ne place? Dar suntem în zona unui euro cu 4,66 și a unui leu care e din ce în ce mai degradat, care e din ce în ce mai motănel, mai PC, și probabil că se poate chiar și mai bine. Vă aduc aminte că discutam la un moment dat tot aici, motivat de prognozele specialiștilor și nu de gen Darius Vâlcov sau Shaideh, nu chiar a specialiștilor care se pricep în așa ceva, au spus că e posibil să ajungem cu euro undeva pe la 5 lei. Dar asta parcă mai contează. Sunt lucruri, sunt decât niște detalii, nimic altceva. Detalii însă care pot să ne influențeze nouă parcursul, mersul. Prețurile au crescut. Așa. Și îmi veți spune, răutăciosule și cărcotașule care ești tu, au crescut la toate. Că vorbim de alimente, că vorbim de energie, că vorbim de ce vreți dumneavoastră, peste tot au crescut prețurile. Că vorbim de combustibil, combustibilul nostru cel de toate zilele, au crescut prețurile, au crescut facturile. Răutăciosule care ești, mi-a spune, băi, nu te uiți un picuț că ne-a crescut și salariul. Probabil că n-ați încercat să faceți nicio balanță, să vedeți dacă acea creștere salarială sau a pensiei a reușit să compenseze creșterile pe care eu tocmai vi le-am enumerat. Probabil că nu, dar probabil că nici n-ați făcut calcule. Cel mai simplu este principiul mi s-a dat. De mi s-a luat, n-ați auzit. Există o chestie în viață, știi? De ce-i lucrul ăsta, de ce-i atât de scump? E o întrebare pe care câteodată firesc ne uităm la ceva și întrebăm de ce e atât de scump. Firească să este întrebarea câteodată de ce e atât de ieftin. Probabil că și într-o parte și în cealaltă ar trebui să ne punem întrebări și să vedem ce ni s-a întâmplat și ce ni se întâmplă cu adevărat. Dacă ni se întâmplă. Bun, sunt judecăți la un moment dat simple cu privire la salarii și de unde le luăm și unde le punem. Așa era dat acel exemplu minimal pentru un anumit tip de public cu plăcinta. Da? Avem plăcinta care reprezintă bugetul pentru salarii. Ca să-i dai unuia mai mult, trebuie să iei din partea cealaltă. În momentul de față nu avem altceva decât așa o trecere prin fața flămânzilor a unei bucăți de plăcintă, ți-o dau și ție, și ție, și ție, fără să gândească niciunul din ceilalți acolo de la cine ia plăcinta ca să-mi o dea mie. Sau cine trebuie să rămână fără plăcintă ca să am eu mai mult. Cam în zona asta suntem acum. Și ce contează că vecinii noștri care au contribuit cu făină prin taxe și impozite, la făină, la drojdie și așa mai departe, n-au nimic. Da? Spui, păi sunteți proști dacă n-aveți plăcintă. Cum voi n-aveți plăcintă? Păi ce răspunde la patron plăcintă? Păi că n-avem, că făina v-am dat-o vouă. Băi, care sunteți voi niște... Săraci, care sunteți voi săraci. Voi săraci. Da? Și cum adică? Voi trebuia să dați, că așa trebuie să... Ce, noi nu dăm? Noi din plăcinta noastră nu dăm înapoi un pic? Ce? Nu dăm înapoi? Da, chiar da. Dacă plăcinta lor așa n-are nici meră, n-are nici brânză, și n-are putată, nici stafidie, n-are nimic plăcinta. Și putată de la unul la altul și creează mare extaz. Vai, azi e la mine. Da? Azi o miros eu. Da? Și doamna Olguța, acum așa, spunea, mai ia 20%, dacă... Da, din partea cealaltă. Mai miroase de 20%, da. Nu? Mai inspi, și... mai trage și tu aer în piept un pic, da? Păi vedeți, cu termenul de garanție, cu alea, că nu mai plătește nimeni, nu mai aduce nimeni făină ca să avem și mâine plăcintă. Dar ce e treaba ta? Ce e treaba ta? Ne mai împrumutăm cu niște făină. Care e problema? Nu e. Cam la modul ăsta se întâmplă lucrurile în România. Asta e marea viziune a PSD-ului. Oamenii ăștia au fost învățați tot să distrugă, da? Au ajuns la putere în momentul de față, responsabili de distrus proiectele altora. Cam asta s-a întâmplat, da? La fiecare partid erau câte unii care se ocupau cu hai să-i distrugem pe ceilalți, da? Ca să fim noi în față, trebuie să arătăm că ceilalți sunt mai slabi ca noi. Și s-au rostogolit-o la putere, s-au împărțit la putere unii și alții, astfel încât acum au ajuns numai cei care erau specialiști în distrus. Au tot distrus, distrug, se distrug ei între ei, se bate ei între ei, distrug, niciunul dintre ei nu știe să construiască. Când vor ajunge oare la putere și cei care știu să construiască? Știu să facă ceva. Nu știu, de la orice. Să facă. Dar oamenii ăștia, în afară de faptul că vorbesc, da,
până și vorbele sunt lipsite de conținut. Doamna asta care e premier a fost europarlamentar și a fost apreciată de jurnaliștii acreditați la Bruxelles ca doamna, ca politicianul, ca europarlamentarul care a reușit să vorbească cel mai mult fără să spună nimic. Deci până și la vorbă tot nu reușește să facă nimic. Deci, și acolo zero. Da? Păi ce să-i pui pe ăștia să construiești? Ce încredere să ai în Olguța că poate duce o socoteală până la capăt? Deci la modul sincer. Corect. Cum să ai încredere? Adică cât de naiv să fiu să cred că doamna Olguța poate socoti ceva. A constatat și dumneavoastră zilele trecute că sunt prea multe greșeli în legea asta salarizării. Ea nu mai spune doamna ministru. Și cine trebuia să verifice? Moșul în roată trebuia să vină și să socotească. Cine trebuia să socotească? Cine trebuia să verifice dacă socotelele sunt bune sau nu? Da? Prea multe greșeli la... Ați ajuns de câte ori să modificați legea asta care, prin care crește salariile? De câte ori ați modificat-o până acum? Da? Revoluția, marea revoluție fiscală. Câte modificări a suportat până acum revoluția fiscală? Da? Domnului Geniu Vârcov. Așa, dincolo de faptul că nu știu nimic, asta e dovedită deja, au atâți ani în care au demonstrat că nu știu să facă, să construiască nimic, să facă nimic, dar au ajuns acum la putere și oameni care pur și simplu se răzbună. Da, se răzbună pe instituțiile care au îndrăznit să le spună că de-a lungul timpului. Da, că erau polițiști, că erau procurori, că erau profesori, că erau judecători. Că de, deci au, sunt în starea aia în care singura lor satisfacție, singurul lor scop în viață este acela de a se răzbuna pentru diverse... De ce m-am împins la în tren? Și dacă nu m-am împins, l-am văzut eu un ochi că avea tendința să mă împingă. Și trebuie rezolvat, ăla trebuie rezolvat. Cam la modul ăsta sunt văzute lucrurile și sunt... Ba chiar mai mult de atât, văd, de spuneam colegii noștri, spun ceva de genul, dacă se învață prea mult, apropo de închisul școlilor, dacă se învață prea multă carte, cine, se întreabă retoric firea, o să ne mai votează, ca să fim și noi așa un picuț. Dragnea a făcut și el, a avut și el succes, evident, la festivalul de la Berlin, a luat și el dușul de aur cu filmul Nu mă leagă, mă. Super tare. Facem haz de necaz, dragii mei, pentru că la capitolul ăsta am ajuns. Dacă ar fi trecut capitolul ăsta, probabil că s-ar fi petrecut lucrurile un picuț altfel. Suntem aici unde suntem și asta pentru că noi îi lăsăm pe ei să facă ceea ce vor din noi. Am văzut material al celebrului Celentano de la pe numele lui Vancic, care face referire la parlamentari și un material foarte, foarte interesant despre cum îi vede el și ce crede el despre cei care ne reprezintă acolo în Parlamentul României. Ce fac cu adevărat, ce ar trebui să facă și evident ce nu fac. Și la capitolul nu fac e cam nimic pentru poporul care i-a trimis acolo. Din păcate, spun, lucrurile sunt la modul ăsta. O previziune sumbră vine din zona lui Tudorel Toader. Ne spune, dragii mei, peste 6 luni se vor împlini 6 luni. E la fel ca cel de la transporturi. Când vor fi gata autostrăzile? Răspuns simplu. Când vor fi gata. Deci am avut și un termen, le avem și termenele, știm ce ni se va întâmpla. Dar avem și lucruri pozitive. Dacă ar fi să... să dăm cezarului, ce al cezarului, o să spunem că la Rădăuțiu, uite la tine, Florin, lucrurile sunt extraordinare. Rădăuțiul, prin vocea primarului Nistor Tătar, va fi bulversat, va fi dat peste cap de investiții care vor fi realizate în anul de grație 2018. Sunt atât de multe investiții că te mai întreb dacă Rădăuțiu, probabil că va renaște din propria cerușă și Rădăuțiu probabil va ajunge... Tocmai m-am mutat eu la Suceava? Tocmai ce te-ai mutat tu un picuț, vezi și Rădăuțiu deja, pentru că dacă deschid aici lista și mă uit un pic, deci mi-e greu să enumăr toate, mă rog, valoric măcar,
Spune primarul Nistor Tătar că sunt prevăzute investiții de peste 8 milioane de euro din bugetul local, 14,3 milioane de lei din PNDL și o grămadă de alte proiecte din fonduri europene și cele prin grupul de acțiune locală, prin galuri. Adică de toate se fac în Rădăuți. Băi, deci absolut de toate. N-a spus nimic primarul, evident. A lăsat un picuț de suspansă atunci când vorbește de șoseaua Dâncentură. Wow, i-a promis ministrul. I-a promis ministrul? Da, da. I-a promis că o să fie bine? Semnale clare că, da. Semnale de tren? Stop, nu, că, pe aici nu se trece, cedează trecerea sau de care semnale? Că trenul nu mai circulă de mult prin Rădăuți, deci nici măcar semnale de tren nu. Aha, nici măcar sunt semnale politice. Politice importante că se va rezolva. Dacă a spus, au spus la partid, lucrurile sunt... Da. Până și atunci mai sper ca cei de la Rădăuți să găsească cei 4 km de străzi cu infrastructura rezolvată, adică cu apă, canal, ca să poată accesa fondurile europene pentru asfaltare. De ce s-au pierdut sau ce anume s-au făcut? Păi nu sunt drumuri unde să fie utilitățile puse ca să poți asfalta. De ce faci asfaltezi și până nu pui utilități? Aha. Păi da, și ce? Păi n-ai văzut? Eu am văzut o imagine și foarte, sunt pentru vreo foarte 4 tare. O firmă de arătau niște asfaltatori care încercau să termine o porțiune de asfalt, așa. Și pe margine stăteau băieții de la apă, canal, ăștia de la Ion, de la gaz și așa mai departe. Și făceau ăsta, hai mă, mai repede, hai mă, terminați-o, că avem de făcut trambele, avem de spart, mă. Cam ceva de genul ăsta, adică de ce... Noi, chiar oamenii au o problemă în acest... Au bani pentru vreo 4 km de drumuri de asfaltat, numai că n-au găsit cele... drumurile necesare care să aibă, infrastructura pusă la punct să poată fi asfaltate, da? Ori apa, ori canal, ori gazul, ceva era pe acolo care mai... Așteaptă, vorba dumneavoastră, așteaptă asfaltul ca să mai facă o traversare. Ca să mai facă ceva. Flutura a inițiat proiectul Bucovina Mica Europa, destinat afirmării minorităților în contextul centenarului Marii Unirii. Aici, la Suceava, minoritățile conviețuiesc împreună și nu sunt una, două, vreo 11, dacă țin eu bine minte. Nu-i chiar prea dimineață. Erau 13 la un moment dat la Rădăuți, într-un recensământ din 2000, dacă sau nu chiar 13 etnii. Da. Etnii conviețuiesc bine. Întâlnirea dintre președintele Consiliului Județean și reprezentanții asociațiilor comunităților etnice din județ. Temele de discuție au fost legate de problemele cu care se confruntă etniile din Bucovina, precum și acțiunile desfășurate în anul centenarului și în care pot fi implicate acestea. Suceava, ce a trecut cu bine de primele zile de cod portocaliu și ger, contrabandiști reținuți la undeva la Brodina sau, mă rog, s-au tras focuri de armă pentru a putea fi reținuți niște contrabandiști. Evident, nu erau contrabandiști de flori de tei, erau contrabandiști de țigări. Vorbim totuși de zona noastră cu Ucraina și pentru că tot nu avem bani, încercăm să facem bani din ceva sau de undeva, atât cât putem și noi. Medicul Cătălin Azorescu are din nou atribuții de director general al Direcției de Sănătate Publică și asta pentru că cel care și-a dorit foarte tare să fie director a reușit să stea acolo 2 sau 3 luni, dar nu mai mult pentru că atât a putut domnia sa să ducă. Doamna aici care îl dădea afară pe un medic a spus nu știu ce, nu? Probabil că de da. Aceeași, dacă nu mă înșel. Probabil că da. Era supărată că a spus un medic că nu-i bun, ceva nu era bun în sistem și îl dădea afară. E aceeași doamnă, cred că, nu? Da. Ah, ok, bine, bine. E bine, e bine. Da, ok, așa trebuie. Numărul șomerilor este din ce în ce mai mare la Suceava, asta este o răutate, eu nu pot să mă că nu. Deci șomerii sunt din ce în ce mai puțin la Suceava, sunt aproape de negăsit la Suceava. Conducerea a JOFMA prin vocea purtătorului de cuvânt Anca Căpverde spune că vârsta nu mai reprezintă un criteriu la angajare, cântărim mai mult abilitățile persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă și spuneam încă o dată, numărul șomerilor este din ce în ce mai mare la Suceava. Este o răutate de care noi ne dezicem, nu achiesăm la ce ne se spune de acolo. Noi știm că treaba e bună. Și mai e un titlu, ce salarii vom avea în 2018, cum adică ce salarii? Foarte bune, foarte mari, lefurile de la stat le sfidează pe cele din sectorul privat. Dacă mai lăsăm și pe Olguța, e de-a dreptul aroganță. Ăștia suntem, Florin. Din păcate. Da. Din păcate. Asta. Mulțumesc pentru că am stat și am povestit de dimineață. Eu mulțumesc pentru experiența pe care mi-ați oferit-o în ultimii 3 ani.
Doamne ajută, chiar a fost o mare plăcere pentru mine. Ok. Și? Zile frumoase. Și atât. Și atât. Mulțumesc. Mulțumim și noi, Florin, pentru tot. Mulțumim pentru că am stat și am povestit. Mulțumim pentru că... pentru că meriți. Pentru că meriți și mulțumim. Vă mulțumim, dragii noștri și dumneavoastră, pentru că ați avut răbdarea să stați cu noi și să ne ascultați ceea ce noi am reușit să debităm la un moment dat, dar am făcut-o și o facem în continuare pentru voi, încercând poate să ne trezim toți la realitate și să dăm piept realității. Zile frumoase, Florin, prospere, cu Doamne ajută și numai bine, să vă dea Dumnezeu la fel și dumneavoastră zile frumoase, pline de tot ceea ce vă doriți dumneavoastră, pline de sănătate. Și am să citez o anume etnie care spunea la un moment dat să ne dea Dumnezeu sănătate, că restul cumpărăm. Cam așa spun și eu, sănătate, să vă dea bunul Dumnezeu, să treceți cu bine, să trecem cu bine peste tot ceea ce înseamnă astăzi administrarea țării de către băieții ăștia, să trecem peste tot ceea ce înseamnă frig, pentru că este ger, temperatura de dimineață undeva afișată în termometre între minus 14 în zona de deal și șes, undeva pe la minus 17, o temperatură resimțită așa undeva în jur de 20 și chiar peste 20 de grade pe la 23, dacă vorbim de zona de munte, se așteaptă astăzi și un pic de ninsoare. E posibil ca deja afară să fie un picuț de fulgi, dacă nu aici în Suceava și zona metropolitană, poate undeva fulguiește. Cert este că astăzi sunt șanse de precipitații sub formă de ninsoare. Nu știu dacă importante sau nu cantitativ, dar probabil că va veni și un pic de zăpadă. Mâine va fi polul frigului aici la Suceava, temperaturi de minus 20 de grade pe noapte undeva, spuneam, în zona de șes, în zona de deal și la munte undeva minus 22 de grade, după care se mai domolește. 1 martie aduce o vreme, sau mai rog, o temperatură un pic mai domoală, nu foarte domoală, dar un pic mai domoală. 8 martie cu siguranță va aduce temperaturi mai pozitive. Și asta nu în buzunarele noastre, domnilor, oriunde ați fi voi. Să aveți parte de o zi frumoasă, să vă bucurați de ea, să aveți mare grijă de dumneavoastră, să rămâneți fideli programelor noastre, programelor Bucovina TV. Și nu uitați să fiți frumoși, să fiți la fel luni, marți, miercuri, aici, la Bucovina Activ, cu mine. La revedere!